Spitalul a fost înființat în 1970 în actuala locație prin unificarea tuturor structurilor pediatrice existente în Iași, Spitalul Israelit, Spitalul Caritas și Spitalul Sfântul Spiridon. Profilele clinice sunt în marea majoritate unice pentru toată zona Moldovei. Secțiile și compartimentele funcționează începând din 1991 și sunt deservite de medici cu a doua specialitate sau competență. Spitalul de urgență pentru copii Sfânta Maria asigură asistență medicală pediatrică de înaltă specialitate pentru municipiul și județul Iași, precum și pentru cele 7 județe ale Moldovei. În acest context, Institutul Oncologic Profesor Dr. Al Trestioreanu București, împreună cu Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Luis Turcanu, partener 1, Institutul Oncologic Profesor Dr. I. Chiricuța Cluj-Napoca, partener 2, Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Sfânta Maria Iași, partener 3, s-au gândit să elaboreze și să conceptualizeze un proiect care să aibă drept scop îmbunătățirea serviciilor acordate în domeniul hematologiei și oncologiei pediatrice în România, prin achiziția de bunuri, servicii și lucrări de specialitate. Acesta a fost aprobat în cadrul programului RON-19 Inițiative în Sănătatea Publică, program implementat de către Ministerul Sănătății. Proiectul are o valoare de 5.655.653 de euro, la care cofinanțarea în cuantum de 15% este asigurată de către Ministerul Sănătății și partea de 85% este asigurată prin granturile norvegiene. Spitalul Sfânta Maria este un spital care, la ora actuală, reușește să acorde tratamente de înaltă performanță și să preia toate cazurile dificile din Moldova care depășesc competența secțiilor sau clinicilor de pediatrie din celelalte județe. Proiect finanțat prin granturile norvegiene 2009-2014 în cadrul programului RON-19, Inițiative în Sănătatea Publică, derulat de Ministerul Sănătății.